Primarul Timișoarei Dominic Fritz, președinte al USR Timiș, a reacționat în legătură cu anunțul lui Cristian Moș privind candidatura independentă la primăria Timișoara. Suntem convinși că foarte puțini timișoreni sunt interesați de jocurile de gleznă ale unor combinatori politici. Cristian Moș nu are nicio soluție pentru Timișoara. Nu prezintă idei cum să apere interesele orașului. Știe și el că nu va câștiga primăria Timișoara. Singura lui misiune este să saboteze proiectul de continuitate europeană reprezentat de echipa mea și Alianța Timișoara Unită. Cine l-a trimis în această misiune? Cristian Moș nu și-a dat demisia din USR, ceea ce face candidatura sa nu doar nestatutară, ci și imorală. De asemenea, Cristian Moș nu a demisionat nici din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, poziție pe care o ocupă din partea USR și în urma acordului politic de colaborare cu Alinica încheiat în 2020. Cu alte cuvinte, Cristian Moș se ține cu dinții de funcțiile obținute în baza voturilor câștigate de USR la alegerile din 2020. Se comportă ca vechi politicieni, pentru care funcția este mai importantă decât conștiința. De asemenea, Cristian Moș minte cu privire la nemulțumirile pe care le-ar avea. În realitate a fost șantajat sau sedus de tandemul PSD Robu. Decizia de a candida împotriva mea la alegerile locale din 9 iunie îl transformă într-un iepure electoral al echipei PSD Robu. Am convingerea că alegătorii nu se vor lăsa păcăliți de manevrele disperate ale acestei echipe. O intrare în cursă în ultima clipă a unui candidat nepregătit arată un dispreț extraordinar pentru ambițiile timișorenilor, a declarat Dominic Fritz.